spun bravo, că voi bravo. Nu o să mai rămâneți tineri. Mă duc să-mi iau șupa. Și știu ce înseamnă. Ia uitați-vă la el cum stă cu luminița, a luat-o în braț. Deci noi am avut un cățel la fel ca el. Da. Unchiule, eu vă spun, pe noi ne-ar bate gândul dacă o luăm, să o dăm jos și să construim alta nouă. Aici? Da. Bravo. Să construim alta nouă. Bravo. Stați să vedeți că acum e acum. Nici nu știu încotro să o iau. Ori la una în partea dreaptă, ori la alta în partea stângă. Că sunt două. Două case, mă. Două case care trebuie să le vedem, da? Una dintre ele e încoace partea dreaptă. O să vedeți voi. Centrul orașului, la Giurgiu. La Giurgiu suntem. Și alta în partea stângă, unde e piața. Încotro o luăm. Ia să spuneți voi. În primul rând vă salut, prietenilor. Vă salut. În primul rând vă salut și vă întreb încotro să o luăm. Biserica din centru. Vedeți? Aici este biserica din centru. Romarta, acolo este turnul, mă rog, mall-ul. Aici, hai să mergem la asta din, de lângă piață. Uitați-vă. Ăsta este centrul orașului. Eu vreau să merg de aici, din centrul orașului, ca să vă arăt tot orașul. Hai pe aici așa. Hai să o luăm pe aici. Hai, hai pe acolo, vină încoace. Hai să o luăm pe partea cealaltă. Așa, ce e roșu, așteptăm, da, i-am zis. Și aici e mall-ul. Aici este mall-ul. Aici înainte era restaurantul Ancora. Aici se țineau nunți, evenimente, toate astea la restaurantul Ancora. Un restaurant foarte mare, foarte frumos. Și acum este mall. Vreau să o iau de aici, din centrul orașului, ca să vedeți și voi unde sunt casele astea două care am venit noi astăzi să le vedem. Să le cumpărăm. Una dintre ele. Una dintre ele. Să vedem pe care alegem. De fapt sunt trei. De fapt sunt trei case, dar la cealaltă de-a treia nu putem ajunge pentru că proprietarul nu poate veni să o vedem. Aici să vedem dacă găsim proprietarul acasă, că nu știe că venim. Uitați-vă, biserica. Aici este biserica din centrul orașului. Vedeți? Foarte mare, foarte frumoasă. Pe partea cealaltă, mall-ul. Și acolo, unde vă arăt eu cu degetul, erau păcănelele. Păcănelele, domne, când eram puștan. Ce veneam aici cu Florin, cu Mehmet. Doamne, doamne, ce era aici? Aglomerație. Ăștia de jucau, ăștia de băgau bani grei. Înțelegeți? Noi eram pe acolo, pe lângă ei. Cu una, cu alta, să profităm. Să facem bani după urma lor. Frumos. Ia uite, mă. Ia uite peisaj. Biserica. Frumos aici. Ia uite peisaj. Da? Oamenii în parc au ieșit la relaxare. Acolo e liceul Maiorescu. Vedeți? N-am învățat eu la Maiorescu. Nu? N-am învățat la Maiorescu. Dar știu unde este. Unde este poziționat. Uitați-l aici, în centrul orașului. Da? Copii, copii de la liceu. Ia uitați cum ies. Ies de la liceu. Găști, găști. Au găști făcute. Au împrietenit pe grupuri. Fiecare cu grupul lui. Da? Așa, noi mergem la treaba noastră. Să vedem casele. Ia să-mi spuneți voi. Frumos orașul Giurgiu, că eu de-aia o iau așa, la pas, ca să vedeți și voi, să-mi spuneți părerea voastră, ce părere aveți. Ia uite pe aici, oamenii la vânzare, da? Oamenii sunt la vânzare, fraților, cu una, cu alta, cu avonul. Cu avonul, uite, când pe stânga, când pe dreapta,
când pe ambele părți. Vedeți? Da? Șampoane, parfumuri. După mă duc la... Aici trecem pe la trecere. Blocuri cu multe etaje. Cu multe balcoane pe semi-rotund. Fițoase. Piața de la Giurgiu. Am adus de atâtea ori la piață. Știți piața? Ia uitați. Am găsit un apartament și undeva pe aici, nu mai știu care o fi blocul, ci că vis-a-vis de piață. Nu știu de-o fi ăsta de aici sau ăsta de aici. Am găsit apartament și pe aici, pe internet. Asta e piața, fraților. O luăm așa, hai să o luăm pe aici așa ca să vadă oamenii și pun piață, să ieșim la casa aia. Așa. Deci dacă o luăm pe aici prin piață, o să ajungem la casă. Eu o iau pe aici ca să vedeți cât de aproape este casa de piață. Ești din curte și ajungi la piață. La piață, nu la supermarket, că aici mai vin. Mai vin producători, țărani, cu cartofi, cu roșii, cu ceapă și cu alte zarzavaturi. A? Uite așa. A, uitați-vă. Butoaie pentru murături, borcane pentru dulcețuri, ghivece pentru flori și aici liniște. Mega, nu intrați. Nu, nu. Rămâneți aici la piață. Nu intrați la supermarket. Luați de la români, nu luați de la străini. Așa. Că așa vă spun mereu. E, vezi? Ia uite pepenii. Cum stau pepenii? Ca la bostan? Stau pepenii ca pe câmp? Dar ei stau la umbrelă? Pe câmp stau în soare? Aici e hala. Hala prietenilor. Hala cu pești. Stai să vă arăt peștele. Stai puțin, Luminița, să arăt peștele la oameni. Pește, pește. Uitați-vă, de la aici, de la Dunăre. De la Dunăre. Prețul, uitați-vă. Caras, caras, plătică. Plătică 10 lei, 15 lei, caras, 20, așa, ca. Pește, uitați-vă. Mișcă! Doamna, ăsta e de aici, de la canal, nu? De la Dunăre. Păi da. Pește, pește, vedeți? Hala, v-am spus eu. Pește mult, cât cuprinde. Ăsta? Novac. Novac 10 lei. Ieftin, mă. Dacă vă spun. Și proaspăt. Mișcă. Pește mișcător. Nu îl iei congelat. A? La supermarket îl găsești congelat? Aici dă din picioare? Aici la Giurgiu peștele dă din picioare? La supermarket nu mai dă din picioare, că e congelat. Piața, uitați-vă. Da? Uite așa. Aici rușii. Cică. Așa era odată. Erau rușii aici. Nu mai sunt rușii. Au plecat rușii pe Rusia. Rușii s-au retras în Rusia. Au rămas români de pe plaiurile noastre. Uitați-vă. De aici de la piață. Hai ca să vă arăt așa cât de aproape este casa. Încoace așa o să mergem. Vedeți? Uitați, rușii. Ascultă și muzică, cântă muzică. Muzica la blană, fără muzică nu se poate. Da, da, decapotabilă. Că-i soare și e cald. Păi da. Să nu cumva să se sufoce la aer închis. Instrumente de pescuit. Ia uite-le. Tot ce vrei. Instrumente, tot ce vrei. De la mulinete, lansete, cizme. Și cizme să nu te uzi. Ai să pui peștele ce prinzi. Dacă nu prinzi, nu e nicio problemă, dar să-l ai. Pe partea asta, la altă, la fel. Că doar ești la Giurgiu. Doar ești la Giurgiu. S-au înmulțit, zice Luminița. Păi s-au înmulțit. Așa. Auzi, fac TikTok? Nu fac TikTok. Fac vlog. Fac eu și TikTok. Dar acum fac vlog. Uitați-vă, și acolo, da? Deci aici ieșim din piață.
ieșind, să filmez și la băiatul ăsta, care și el, uite, un dis, lansete, să-l vadă lumea și pe el. Salut, prietene! Salut, prietene! Salut! Salut. Ia uite ce are băiatul aici, care veniți pe la Giurgiu. Intră acolo, că acolo e șmecheria lui Sala. Auzi, gata, intrăm și înăuntru. Uite acolo e. Gata, dacă sunt invitat, eu intru, nu refuz. Uite, să-l filmez pe băiat de aici, de la Giurgiu, uitați-vă. Care veniți pe unde sunteți, bucureștenilor, la Giurgiu să prinde pește. 2022, ultima creație. A? E momeală 2022, ultima creație. Adevărat că băiatul ăsta are momeală de prins și în fântână de dai. Ia uite aici, mămăligă, mămăligă. Auzi, mămăligă, asta de unde e, din Banat sau de la Maramureș? E de la Ardeal. Ardeal, fraților, Ardeal, asta prinde singură. Mămăligă la cutie, uitați-vă. Când am mâncat biju, mămăliga v-am povestit ce avea pe la gură șofran. Bijule, unde e mămăliga? Nu știu. Și el era prins de șofran pe la gură. Are și asta șofran, uitați-vă, momeală. Momeală de toate categoriile. Hai că v-am băgat și în magazin. Azi băiatul ăsta să filmez, filmez tot ce vrei. Tot ce vrei. Aici, armament, pregăteală. Crăcane și trepiede. Du mai bine, prietene, ceau, sănătate. Ați văzut? De toate. Faceți-i o vizită. Uite, puturos. Sau puturoasa. Ce faci, fată? A? Lesi? Da. Gata, e Lesi. Bravo, Lesi. Dai acolo, la răcorică. Lesi cunoscută. Lesi cunoscută de oameni. Vedeți și voi, struguri. Oh, bun, bun. Talent, talent. Struguleală. Strugureală. Da? Mergem înainte. Deci aici pe strada asta, prietenilor, se află casa. Casa. Ia să intrăm să vedem. Uite așa. Uite-o. Dacă te uiți de aici, de pe stradă, colea piața, da? Și intri aici pe strada asta, foarte frumoasă, de altfel. Foarte frumoasă. Uite și acolo. Și aia e frumoasă, mă. Și aia e frumoasă. Ia uitați-vă. O, oh, ce înaltă e. Mai înaltă decât în poze, Lumințu. Este, da. Vezi? Mai înaltă. Aolo, prietenilor. Înaltă. Înaltă. Uitați-vă ce floare frumoasă aici. Ia uitați-vă ce frumoasă e. A? Înaltă, frumoasă. Geamuri. Tot ce vrei. Da, da. Vedeți? La șose. Și colo piața. Frumos. Frumos, mă. Asta e casa. Să rămână, doamnă. Ține. Hai, intrați un pic. Nu e frumos să stați afară. Hai să intrăm. Domnilor, ne poftește. De cum? Ne poftesc oamenii în corte. Ia uitați-vă ce cățel frumos. Lăsați-l, că nu mă mușcă. Nu mă mușcă. Nu mi-este frică că am avut și eu. Da, fetiță. Da, bravo, fată. Uite, ești blândă, vezi, ca pufii al meu. Uite și era și pufii al meu blând. Bravo, foarte frumoasă. Ia uitați, măi, oameni aici, ce casă frumoasă. Ia uitați. Cât de mare. Domnul, dar e mult mai înaltă decât pe internet. Adică, uitați-vă. Știu, mamă. Să fac așa o ca să vadă oamenii cât e de înaltă. Uitați-vă unde e geamul, da? Ia uite. Hai, nu sări că mă murdărești. El de prietenos, pleacă de acolo. Este de înaltă. Hai să vezi că am un foișor aici, atât te bag, nu te conduc mai departe că nu. Da, 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 aici în curte să văd așa. Să vedem, să ne înțelegem la preț. Să ne înțelegem la preț, poate batem palma. Uitați-vă ce frumos e aici. Foișorul n-are nimic să spală. Să spală. Teddy. Uite, ia. Aoleu, aoleu. Gata. Marș. Ce se bucură voi la tine, incredibil, Luminiț. Ia uite. Avem și noi. Uite, bravo, bravo, uite ce se bucură, așa. Deci aici este... Nu, nu, nu-i deranj deloc, nu sunteți deranjați, chiar sunteți bine. Un foișor foarte frumos aici. Liniștit. Stai la liniște. Aici să înțeleg bucătăria de vară, nu? Da, mamă, da. Asta bucătăria de vară. Necesită niște îmbunătățiri, dar noi, fiind la vârsta asta, înțelegi tu, se spune că de la 75 încolo nu mai poți face niște investiții. Mulți înainte, să fii sănătoși.
că nu mai am timp să stăpânesc. Corect. Timpul e foarte scurt, unchiule. Și gata. Nu și mai am un apartament, ci... Și ai vrea să te retragi la apartament? E aici, în piață. În piață? Apartament. Păi da? Bravo. Văd că casa este din cărămidă, nu? Absolut, cărămidă. Deci toată casa e din cărămidă. Adică eu când am luat-o, că am luat-o și de vreo 20 de ani. Uh-huh. Înțelegi dumneata? I-am înlocuit toată tabla, eu. Așa. Am pus parchet peste tot. În am toată schimbat casa. O cărie, o vezi asta? Uh-huh. Da, am văzut că e termopan peste tot. Până la stradă. Am făcut cu decorativă. Uh-huh. Am băgat gazele, uite-le, centrala. Am văzut care și gazele, așa, da? Am și un aer condiționat, că omul bătrân să aibă aer mai rece. Vara, canalizarea am făcut-o până la stradă, că nu era acolo și un pic de baie, aici. Uh-huh. Aia mică, dar și baie. Da. Așa, cu canalizare până în stradă. Deci casa aici ce are? În camera asta, de exemplu, ce e? Dormitor? Nu, nu? Bucătărie. O bucătărie. Și acolo baia? Baia și restul, deci toate până aici, sunt 7, mai puțin baia. Uh-huh. 7 camere. 7 camere. Da, da. Dormitoare câte sunt? Păi la stradă, aici unde e veranda asta, e un mic, mă rog, nu știu cum să-i spun. Așa, vine următorul dormitor. Și aici încă unul. Vreo 4 dormitoare sunt. Deci 4 dormitoare. 4 dormitoare. Iată să mă duc eu să-ți deschid acolo, să vezi. Ce? Nu acolo, pui eu. La veranda aia. Unde? În față. Păi nu e deschis? Păi nu e deschis. Da, du-te, credeam că îndiți-mă că te și abia no. Cu no. Ia uitați-vă, prune aici oamenii. Naturală, frumos. Asta înseamnă să... Da, frumoasă, frumoasă. Nici nu trebuie mai multă curte. Curtea perfectă. Perfectă curtea. Nu, mă, nici nu vă trebuie. Nu. Spun eu nu. Că nu fac față să iau o iarbă de aici. Hai că eu sunt și mai bătrână, nu e cu să compară cu voi. Dar vreau să zic că vin și ale ăștia. Da. O să te conduc un pic în hol aici, că ți-am zis că sunt în curățenie, să vedeți și o cameră de stânga. Astea, dacă frumos. Dai jos, e numărul 1. Da, da, astea, dar este... Și curtea va fi mai mare, automat. Păi cum este? Cu 28 de metri pătrați, acolo. 28 de metri pătrați doar acolo, unde sunt ale. Uh-huh. E construcția aceea. Uh-huh. Aceea are 28. Deci 28 de metri pătrați aici, la asta. Dragul meu, vezi că e o tablă lungă pe casa aia. Da, da, da. Aici, o tablă, aici. În partea stângă. Aici, aici. Aia. Aia da. Toată mea până în căpăt. Ah, aha. Deci până la gardul ăla de se vede un gard acolo, în spate. Da, da, da. E casa până acolo. De peretele. Am văzut, da, da. Da. Mm-hmm. Da, foarte frumos. Și curte. Ce faci, măi, tu numai cu luminița? Voi stați pe ghizdarul. Am stat pe ghizdarul lui și ne-am mutat după ghizdarul lui la 1 decembrie, lângă București. Am cumpărat acolo un teren, am ridicat o casă. Și... Mulțumim lui Dumnezeu că ne-am dat seama la timp. Haideți, n-am terminat-o, nu suntem cu ea, n-am terminat-o și am luat decizia. Aha. Am luat decizia să o vindem și să ne mutăm înapoi la Giurgiu. Perfect. Nu ne acomodăm acolo. Vă cheamă Preda cumva? Nu, Rusu. Rusu. Că eu... mai venit unii Preda nu, la acolo. Eu am avut un nu. Coleg. Prima casă de la teatru de vară sau a doua. Preda, era un colonel. Colonel? Preda. Uh-huh. Prima casă de la martorii lui Iehova sau ce era casa de rugăciuni. Da, da, da. Da, știu, acolo pe colț. Da. Era chiar pe colț. Casa de rugăciuni. Da, 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 și următoarea casă. Era lui colegul sau meu. Uh-huh. Mai mulți frați. Preda. Da. Hai să vedem înăuntru. Deci așa arată. Să mă descalț? Nu, tata, nu, că nu te descalț. Așa. Că, uite, de asta ziceam eu. E un fel de, mă rog. Da, 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 e o cameră, mă rog. E da. Foarte înaltă. Ei, m-am dat eu cu gergit pe toată casa. Băie tu. Da? Așa, 10 cm, m-am dat mai înaltă. Am uh-huh. Tavane false, să nu fie. Înțelegi, să nu? Da, 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 se vede că sunt... Căldură. Ieși mai rău. Bă, de pe leule, mă, tu, ieși
Hai, hai. Și așa e peste până la capăt. La capăt mai două de ani de ranj acum. E un dressing în dreapta, numai cu dressing-ul. Și iarăși o cameră și iar bucătăria care e mare, 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 baia. Super. Da, e casa mare. Da, 7 camere, nu? În total sunt 6, 4. 2, 3, 4, 5. 5. Da. Și dressing-ul? Dressing-ul care e măricuț. Așa. Care e foarte bun de dressing-ul să bate. Noi intenționăm să facem în toamna asta. Așa. E un șifonier al nostru acolo și vechi. Dar e atât de gros. Și eu nu pot să mai scot pe ăla de acolo decât să-l tai. Și îl tai, că e vechi pe la soacră mea de pe la... Asta e casa care a fost alu soacră mea. Dânsa Efica s-a prăbădit, a devenit singurul moștenitor. Exact, proprietar. Proprietar. Proprietar, normal. Și cu documente, clasă, cu certificat moștenitor, cu zic, carte funciară, cu cadastru, cu tot. Eu m-aș bucura mult să ne înțelegem la preț. Eu am mai venit, trebuie să văd două case astăzi, aici la Giurgiu. Am venit prima dată să o văd pe asta, că mi-a plăcut din poze. Și cealaltă îmi place, ce să zic, dar... Aia pe unde? Pe undeva pe lângă baia comunală, pe acolo, la poliție. Da, mai departe de. Știu, știu, știu. Dar asta e mai aproape de piață, mă rog, e mai ultra central. Ultra ultra central. Și m-aș bucura să ne înțelegem să în capul străzii. E grădinița. Da. Mai încolo e școala 4, dacă e pe unde. Știu, cunoaștem, Giurgiu, unchiul, îl cunoaștem. Da, copii, deci școală, liceu, da, Maiorescu, toate sunt aici aproape. Asta am filmat și liceul, că am venit din centru, de acolo, de la Romart, am venit încoa, am filmat și liceul și tot. Cu mașină. Da, copii, da. Bă, copii, ce să facem? Ea este, soția mea este cea care decide, nu că eu sunt papagal, sau cântă cocoșul. Mm. Nu în sensul ăsta. Nu. Împreună luați decizii. Împreună și plus asta, decizia finală, fiind moștenirea de la mama ei, da. Fiind singură, ea... Da. Na. Ea decide mai mult și sufletește, ca să zici mata. Păi aia bună. Sufletește, nu neapărat... E de la mama. Eu m-am născut la curte. Și îmi place curtea și florile, dar în vara asta unde a fost așa călduroasă, nici nu le-au mers așa de bine. Dar eu pentru aerul ăsta să-mi dau... Așa, Doamnă, iubiți natură. Îmi place rău. Iubiți natură. Asta se vede de când am intrat în curte. Când am pășit în curte, mi-am dat seama că aici sunt niște oameni ce iubesc natura. Care din start. Tată, na, eu am fost militar, sunt pensionar. Să fii sănătos, bravo. Preda, de acolo, de când am venit în 68 în Giurgiu, la unitatea de pe vis-a-vis. Matal cunosc și pe Maradona, pe Pavel. Ei, cum mă, și pe Pavel și pe Ilie? Păi Maradona e unchiul meu. Da, Maradona e unchiul meu, Pavel. Ei, Pavel, fiindcă unde ești. Prieten bun. Da. Nene, cataram. Da, cu el cântă cu acordeonul, cu asta, cu vocea, cu... Bă, nene, eu am lucrat la lei. Înțelegi tu? Da. După Pavelică cu Ilie, că Ilie știi și tu mai e tot muzica. Da, 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 cum să nu, cum să nu. Pe ăsta, băi, eu a trebuit să-l cunun, mă, pe Ilie. Ce mă bucur! Ce mă bucur, auzi ce oameni am întâlnit! Băi, Pavelică, uite-mă, am fost la colonelul Vasile, se cheamă. Îi spun, da. Spune și zici, ce părere ai tu de oameni? E unchiul meu, Pavel. Înseamnă că dacă ai sufletul lui... Da, un om de milioane. Noi toți suntem așa, noi cam tot neamul ăsta. Are, mă, fetițe de scurcărețe, mă, Da. Și nevasta, uite, când scapă numele ei. Pavelica. Și e și cu distracția el, cu Caterinca, glume. Are și suflet în el și caracter. Foarte mare. Bă, nene, ia, plec misiune la grănicere, că o să înregistrez. Da. Așa. Așa, unchiule, mie îmi place să povestești, da. Că și eu povestesc. Și Pavelica avea nuntă sâmbătă. Aha. Că el puneau pe el să se ducă în frontieră, în control sâmbătă. Vrei mâncați sufletul? Păi eu am luat de la la bani, nu mă ia gâtul. Cum să mă duc eu? Lasă că n-am venit, trimitem pe altul, în pază. Făcea omul, de unde luase și el... Arvună, luase arvună, da, corect. Deci am fost așa cu Pavelica, cu toate că el era plutoner ajutant, era în colonel. Dar ne-am înțeles de la om la om, fără de-astea. Da. Camaraz. Exact. Înainte de grade, era vorba de prietenie. Înțelegi? O prietenie legată de încă te văd eu. Așa, uite, vorbești. A
așa am zis și eu. Bine că mi-ai spus acum, tu poți să-i dai telefon. Pavelică, unchiule, cum îi zici? Uite-mă unde am văzut o casă. E, ce om e nea? Nu îi spui tot. O să-i spun, o să-i spun, dar... Da. Deci eu nu m-am mutat până nu mi-am făcut cum mi-a plăcut mie. Indiferent, da. Tată, nu se deschide aici că cum ne-a sculat, am dus, m-am mișcat covoare. Stai liniștit, unchiule, stai liniștit, când va fi atunci să venim, să o vedem și alea, atunci o să vedem pe toată, să fie tot aranjat în casă. Mai și filmez și, na, deci e frumos. E nouă, casa ne place, zona, n-am ce să zic de zonă. Pereții se vede destul de clar că sunt de groși, cărămidă de-aia sănătoasă, că nu-i nici beceau, nici cărămida asta nouă, nu-i bună cum e cărămida asta. Aia după timpul, știi? Aia după timpul, aia... Rezistentă. Exact. Și fetița, adică când ați văzut piața aia și rămâi fără pătrunjel, iei pe acum. Exact. Frumos, noi o să... O să ne decidem și noi să vedem și revenim. Și am văzut să mai se poartă alte garduri, mai frumușele, poți să faci... Unchiule, astea se pot face cu timpul. O intrare de mașină pe acolo, frumos. Da, asta am băgat de seamă că nu e intrare. Un pic așa. Da, da. Da. Deci aici ar fi dormitorul. Avem noi bătrânei. Acolo al dormitor, da. O, destul de mare, da, înalt, cu sobă, are și sobă aici. Dar și vă... la altă sobă. Da. Bun. Voi sunteți mai tineri, sunteți umflați prin lume, prin nu știu ce aveți, v-ați întâlnit cu fel de fel de... Aveți și imaginație de construcții, de designer, de ce e frumos. Unchiule, eu vă spun, pe noi ne-ar bate gândul dacă o luăm, să o dăm jos și să construim alta nouă. Aici? Da. Bravo. Să construim alta nouă. Bravo. Noi asta am vrut să zic. Noi asta am vrea. Casa nu ne interesează, înțelege, dar cât teren, cât casă, curte. Faci toată casa ta. Cu cărămidă. Toată casa ta o faci aici cu această cărămidă. Și ce grini sunt în sus. Eu îți dau un exemplu. Și ăsta mi-e prieten care are casa cu flori. Restaurantul. Da. Ălălalt bătrân. Tata al fetei care fata e patroneasă aici, a luat o casă ca asta. A dat-o jos, a luat niște mește și a curățat cărămida. Și a ridicat casa cu flori numai din cărămida care a scos-o de acolo. Păi cărămida asta să știe că e cea mai bună. Înțelegi tu? Deci, da, dacă sunteți cu cap, să nu faceți cum a făcut ăsta aici, a vreo 30 de camere. Un vecin a cumpărat ele, nu? Dar știți ce e? Zici că e școală. Uite și nu mai termin. Nu, unchiule, facem o casă pentru noi și... Proiecte, aveți destul, știu, îmi dau seama ce proiecte aveți. Așa vroiam noi. De când ne-am uitat să dau jos, să fac în fund acolo, două dormitoare și un living mare, nici nu-mi trebuia mai mult. Băiatul ăla zice că nu mai vine la Giurgiu, pentru ce zic să mai fac, mă? Ce suprafață are tot terenul cu tot, cu casă, cu totul? Tăticu, uite că am proiectul acasă și casă și asta. Catastru și cartea funcțională, este până în 300 de metri. Până în 300 de metri și tot. Câțiva metri minus. În colonul. Până în 300 de metri cu toată... Suficient. Și cu, zice că vrea, cu tot, cu tot. Și suprafața construită și suprafața neconstruită. În jur de 300 de metri. Bun. Deci are așa deschidere la poartă, să zic eu, parcă 10 sau 12 metri, cam așa ceva. Deschidere. Da. Deci calculez să-ți intre și cu tare, dar știi tu să calculezi. Da, da, noi o să facem în așa fel, am văzut cum e. Și mașină și cu... Deci, puiul, mami, voi mai plecați în Spania? Nu, nu. Poate în vacanță, în vacanță. Da, dacă e ceva, nu vă grăbiți. Dacă vorbim ceva serios, pentru că și așa n-am interes să mă mut și-o până la anul nou, dacă ar fi să fie. Da. Că vă dați seama, ia uitați-vă ce am unde Nu, că dacă... Dacă batem palma și ne înțelegem, ne înțelegem și la un timp cât să stați și dumneavoastră aici și noi să avem timp să ne... Așa, sunteți niște deștepți.
Doamnă, ne înțelegem că suntem oameni. Da. Să ne retragem aici, să dăm jos și pornim să construim și asta. Timp, dacă facem și noi o hârtie... Sigur, facem la notar. Și tu că nu renunți. Facem la notar să dă un avans cu o înțelegere și ca să o rezolvăm frumos. Și noi nu mai discutăm. Sau fără avans, cum doriți dumneavoastră. Suntem oameni de cuvânt. Și dacă facem, batem palma... Uncule, la mine și că facem o foaie și că nu facem foaie, eu când mi-am dat cuvântul, la mine cuvânt. Înțeleg? Deci nu există discuții. Aici eu am și la pavedeți. Se vede. Înțeleg. Și în momentul când am bătut palma, băiatul o scoate după... După internet și... Să-mi zică cineva, îți dau 100.000 de euro. Știu, doamnă, mi-am dat seama dacă ce fel de oameni... Dacă am vorbit cu cineva, nu mă interesează. Mi-am dat seama, doamnă. Bun. Și acum deci... recomandarea sau detaliile despre mine le poți lua de la unchiul tău. Atât. E cel mai sigur. E cea mai bună... Auzi, unchiule, hai să spun ceva, dacă îmi permiți, te rog frumos. Niciodată în viața mea, n-am tras concluzia despre o persoană din auzite. Nu. Eu niciodată în viața mea n-am tras concluzia despre o persoană din auzite. Eu nu merg să întreb pe X, pe Y ce fel de om ești mata. Eu am stat de vorbă și cu mata și cu doamna și mi-am dat seama, eu personal, ce fel de oameni sunt. Eu nu trebuie să merg să întreb pe nimeni. Mai venit ăștia, acum știu că-i cheamă. Nu, pe noi nu ne interesează casa, v-am spus atât de mult că ne interesează terenul, v-am spus sincer. De ce să o... Deci n-am reținut. Bogdan mă numesc. Bogdan. Hai să mergem. Deci asta e. Și mai un loc. Este, da? Dar... Am văzut că este loc suficient de mult. Sunt 28 de metri pătrați. Va fi loc suficient și aici de mașină. M-am uitat eu aici să fac ceva modificări la gard, unde să intre mașina în curte. Și casa va fi de aici, mă rog, mai încolo, va fi suficient loc. Mai încolo, suficient. Da. N-ai ce face, mama, câte dormitoare să faci? Mimi, proiectul lor. Proiectul îl avem, ca să zic așa, da, proiectul îl avem. Vreau să spun că voi nu o să mai rămâneți tineri. Și știu ce înseamnă. Ia uitați-vă la el cum stă cu luminița, a luat-o în braț. Deci noi am avut un cățel la fel ca el. Deci nu se poate așa ceva. Ai spune și tu, da. Simte câinele sufletul sau nu? Ia uitați-vă, a luat-o în braț. Simte, mamă. Da, gata, ești iubitoare, gata de băiețel. Lăsați-o, lăsați-o, băiețel, da. Lăsați-o că nu, lăsați-l că nu deranjează. Nu mă deranjează că... Așa, mă, băiatul, da, așa. Nu, nu, lăsați-l, lăsați-l că nu. Nu se poate așa. Nu, de la o parte. Păi cam atâta, Bogdan. Da, cam atâta. O să mergem și noi și ne auzim. Da. Bravo, mă, băiatule, bravo. Bravo, bravo, mă, ușurile, da. La un vre. Te rog. Lasă că e curat, nu-i murdar acum pe lăbuți. Bun, hai să mergem și noi. Doamnă, ne-a părut bine și vă mulțumim frumos. Cu cea mai mare plăcere. Sigur. Eu zic că facem și schimb, adică ne mutăm. Eu zic să ne mutăm. Cum o vrea Dumnezeu, exact. La toată lumea. A venit unul de la penitenciar, a fost șef mare pe acolo. A, că-i mai lasă 100, mai lasă 1000, chiar așa tu care ești plin de bani? Nu, doamnă, nu. Bun, mulțumim frumos, sănătate și numai bine, ne auzim și sper să ne și revedem. Numai bine, sănătate, numai bine. Băi, oameni, când dai suflet bun, dai de oameni cu suflet bun. N-ai cum altfel, înțelegi? Poziția, ce să vă spun? Se vede destul de clar ce poziție bună aici. Foarte bun. Ne-a plăcut poziția. Băi, da, îți dai seama. Să dai 80.000 de euro pe o casă și să o dărâmi, să construiești alta, nu e ușor. Nu e ușor. Să dai 80.000 de euro pe o casă, să o dărâmi, să construiești alta, nu e ușor. Dar când ai ambiție și vrei să faci ceva în viață, faci. Și noi vrem să facem ca să ne reîntoarcem din nou aici la Giurgiu. Da? Uitați-vă. Poliția în acțiune. Poliția în acțiune, fraților. Își face treaba.
Înțelegeți? Doamne ajută! Sănătate, prietene, sănătate! Și să ai vânzare bună! Să vinzi tot ce ai aici! Hai! Așa. Acum sper să ne decide și noi, să vedem cum va fi treaba și să ne mutăm. Pe dacă eu v-am promis că ne mutăm, la Giurgiu ne mutăm. Bun. Noi o să mergem și la casa cealaltă, să o vedem și pe aia, că de-aia am venit aici la Giurgiu. Mergem să o vedem și pe aia, să luăm o decizie și să vedem unde. Unde? O să merg și la materialele de construcții, să vedem acolo și la prețuri, să întrebăm, că voi m-ați întrebat prețurile una alta. Mergem să vedem și prețurile la materiale, să vedem și casa cealaltă și să vedem ce decizie luăm. Eu vă aștept și pe voi, că de-aia filmez. Voi vedeți că eu filmez tot ce fac. Și când iau o decizie în viață, uite, asta este o decizie foarte importantă care o luăm noi acum. De a vinde casa de la 1 decembrie și de a ne muta, de a ne reîntoarce înapoi la Giurgiu. O decizie foarte importantă. Și eu iau decizia cu voi. Eu cu voi iau decizie. Să-mi spuneți și voi părerea voastră. Ați văzut și casa asta, o să o vedeți și pe cealaltă și vă aștept și în comentarii să-mi spuneți. Să-mi spuneți în comentarii părerile voastre. Bun. Bun, prietenilor. Ce să vă spun? Ne revedem la următorul vlog, să vedeți și casa cealaltă. Numai bine. Sănătate la toată lumea bună.